Accident cumplit în raionul Cahul. Un bărbat de 43 de ani a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina cu care se deplasau a fost lovită în plin de remorca unui camion. S-a întâmplat în prima jumătate a zilei de 6 mai, în jurul orei 10 și 30 de minute, într-o curbă deosebit de periculoasă dintre satele Câșlița, Prut și Giurgiulești. Imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Potrivit sursei, bărbații aflați în mașină erau tată și fiu. La locul impactului au venit polițiștii, medicii cu ambulanță, dar și pompierii. Ultimii au descarcerat bărbații rămași încarcerați între fiare. Din nefericire, când a fost scos din mașină, șoferul de 43 de ani era deja mort. Celălalt bărbat de 69 de ani a fost preluat de medici și dus de urgență la spital. Polițiștii au stabilit că totul s-a întâmplat după ce șoferul camionului care transporta cereale a început să derapeze de pe traseu din cauza carosabilului umed. Acesta ar fi încercat să frâneze, iar în acel moment remorca lui a ieșit pe contrasens și a lovit în plin mașina ce se deplasa regulamentar. Polițiștii din Cahul investigează cazul.